Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bun găsit, dragi telespectatori, sunt Aura Stoienescu și astăzi împreună la emisiunea Ordinea de zi voi discuta cu Iani Gârbaciu, consultant artistic al Școlii Populare de Artă Târgu Jiu și de data asta și în calitate de om care a pus umărul la realizarea spectacolului Aurel Blond de 30 de ani de activitate. Bună, Iani, bine ai venit printre două pregătiri de spectacol și la ENSA TV. Să rămână, vă mulțumesc în primul rând pentru invitație și de asemenea vă mulțumesc pentru că, iată, promovați toate evenimentele de calitate care se întâmplă în județul nostru. Cu bucurie vin tot timpul la dumneavoastră. Salut și telespectatorii noștri. Da, aș vrea să vorbim, avem multe de vorbit și vreau să vorbim și despre Școala Populară de Artă pentru că e început de an și aveți multe, multe de spus, dar să începem cu spectacolul pentru că chiar dacă nu în numele școlii te-ai implicat în această acțiune, să spunem cine îl organizează, cine va participa, mâine seară are loc spectacolul. Da, mâine seară cu bucurie am pus și eu umărul, așa cum bine spuneați mai devreme, la spectacolul aniversar 30 de ani de carieră a maestrului Aurel Blondea, dirijorul ansamblului artistic profesionist ansamblului Doina Gorjului, de atâta timp. Da. Spectacolul va fi organizat în principiu, în principal prin Asociația Culturală Artistică Liviu Dafinescu, deci iată încă o paralelă între ansamblul Doina Gorjului, fostul lor director, regretatul Liviu Dafinescu și maestrul Aurel Blondea. Spunea acum ceva zile maestrul Blondea că a avut o legătură specială cu Liviu Dafinescu și iată, încă o poveste frumoasă care se întâmplă. Și o felicităm cu ocazia acestui spectacol. Domnului Dafinescu că s-a implicat. Sigur, Vasiliana e tot timpul deschisă și tot timpul vine alături de noi și asta nu e un lucru puțin, pentru că e important să fie dusă pe mai departe, din punctul meu de vedere, și memoria celui care a fost Liviu Dafinescu. Și iată, prin această asociație, lucrul ăsta se întâmplă. Într-adevăr. Vorbeam de spectacol, el va avea loc mâine seară, 5 octombrie, de la ora 19, la complexul Ana Events, de pe insulița Jiului. Intrarea va fi liberă, deci gratuită. Gratuit și așteptăm număr cât mai mare. Avem pregătite vreo 700-800 de locuri, deci e spațiu suficient. Pentru că alături de maestrul Aurel Blondea, la sărbătoarea domniei sale, vor veni prieteni dragi de cântec cu care a colaborat în decursul timpului, dar și tineri pe care i-a ajutat la început de carieră, pentru că și asta cred că e un lucru foarte important, să ai pe cineva care să te îndrume și să-ți arate pași, așa? Când începi, e un drum destul de greu, pentru că știți și dumneavoastră la fel de bine ca mine, e destul de greu să ajungi cumva să reușești în acest domeniu. Hai să arătăm și afișul, care e foarte interesant din punct de vedere grafic. Da, le mulțumesc prietenilor mei care m-au ajutat să-l concepem. Și o să te rog să spui tu cine participă la acest sigur spectacol, că, da. Să dăm câteva nume. Nu se putea să lipsească doamna Niculina Stoican, nu? Domnul Constantin Enceanu, Mariana Ionescu Capitanescu, Victorița și Alina Lăcătușu, Maria Medregoniu, Loredana Streche, Ancuța Corlățean, Narcisa Băleanu, Grigore German, Vasile Alexandru, Zorina Bălan, Nelu Bățână, iată, Roberta Crintea, Bogdan Toma, Valentina Macarie, Stana Stepanescu, Daria Gâdea, Andreea Barbu, am citit așa, aleatoriu, și mai sunt, și alții. Vor fi multe surprize la acest spectacol. Am gândit un spectacol și omagial pentru maestrul Blondea, dar și o sărbătoare pentru cei care vor veni să ia parte la acest eveniment. Și sigur va fi o sărbătoare pentru că muzica populară este foarte iubită la noi în Gorj și sunt întotdeauna foarte bine primite spectacolele. Noi vedem asta și în județ când mergem și în Târgu Jiu, când au loc, indiferent de cine sunt organizate, de regulă au foarte mult public. Păi cumva, dacă vreți, din punctul meu de vedere, este și firesc să fie așa, ținând cont că Gorjul este una dintre principalele vetre de folclor ale neamului românesc.
Într-adevăr. Va fi și orchestra Dăinei Gojului, bineînțeles. Nu, va fi orchestră tot din prieteni. Pentru că am înțeles. Spectacolul ăsta e făcut ca între prieteni. Și pentru prietenul prieteni nostru, de data asta, Aurel Blondea. Va fi o orchestră alcătuită din tineri, din artiști ai ansamblului Doina Gorjului, pentru că deci nu toată permit... orchestra, nu. Ci câțiva dintre sigur, cu alți membrii tineri. Orchestrei și alți tineri din alte zone. Foarte sigur, frumos. vor veni... Va fi un dialog între... Da, între... cred că vor veni cel puțin 5 sau 6 membri în orchestră, studenți la conservator, la București. Deci va fi o orchestră bună, care cu siguranță se va ridica la nivelul... invitațiilor, sigur că da, și până la urmă la nivelul maestrului Aurel Blondea. Categoric, altfel nu i-ar fi invitat pe membrii viitoare acestei orchestre nou înființate, cum ar veni, din instrumentiști din diverse zone. Și e chiar o idee interesantă. Da, și până la urmă e girul maestrului Blondea și trebuie să-i dăm crezare, pentru că vorbeam de 30 de ani de carieră. Și asta implică nu doar activitatea dumnealui, din punctul meu de vedere, nu doar activitatea dumnealui de la ansamblu, ci și sprijinul care l-a acordat necondiționat tinerilor din Gorj. Sunt foarte mulți. Zilele astea, când s-a creat așa o emulație cu spectacolul și când sună foarte multă lume să întrebe, să se intereseze de eveniment, foarte mulți mi-au spus, doamne, să știți că pentru mine a făcut multe maestru Blondea, chiar dacă nu ne-am bătut cu pumnii în piept așa. Și iată că lucrurile astea cred că contează până la urmă și să sperăm că se vor concretiza printr-o reușită a spectacolului nostru de mâine seară. Noi vă urăm succes și vă susținem, iată, și prin această emisiune pentru promovarea spectacolului și sunt convinsă că va fi un succes, că va fi un spectacol reușit. Îi invităm pe gorjeni, pe mehedințeni, pe doljeni, pe toți cei care ne văd, pe vâlceni, pe toți cei care ne văd, indiferent pe ce cale de... Pentru că suntem și pe internet, nu? Da? Deci pot să ne vadă și din alte zone. Da, va fi și postată emisiunea și pe pagina televiziunii, deci ne va vedea toată lumea de peste tot, în care, mai ales că avem și foarte mulți abonați la pagina televiziunii și cine ne vede la televizor. Vă așteptăm, este gratuit spectacolul de mâine seară la ora... Încă la ora 19, la ora 7. La ora 7 seara. Punct, începem. Deci să vină puțin mai devreme. Pe insuliță, la localul cel mare de pe insuliță, acolo vă așteaptă maestru Blondea, prietenii săi, să vă încânte cu muzica domniei sale și domniilor lor, bineînțeles. Dar bineînțeles că l-am invitat pe Iani Gârbaciu, dragi telespectatori, și în calitate de consultant artistic al Școlii Populare de Artă și purtător de cuvânt, pot eu să zic, da, nu? Nu e greșiți, corect. Nu greșiți, sigur. E corect. Sigur. Pentru că Școala Populară de Artă are în această perioadă o activitate foarte intensă, e început de an, da, cam, se formează clase. E cam cea mai mare nebunie cea care mai se mare întâmplă nebunie anului, da, nu? În ce timpul anului. Se întâmplă, lăsăm la o parte evenimentele mari, spectacolele, festivalurile și așa mai departe, pentru că acum vine toată lumea să se înscrie în noul an școlar. Noi funcționăm după regula universităților. Adică cursurile la Școala Populară se încep la 1 octombrie, atunci când încep și universitățile. Perioada de înscriere este de la 1 septembrie și am prelungit-o, pentru că ea în mod normal se termina la 1 octombrie, dar pentru că am avut foarte multe solicitări de la oameni care au spus, noi n-am putut să ajungem în timpul ăsta, vă rog frumos, mai încercați, am mai prelungit-o cu o lună. Deci, inclusiv luna aceasta și probabil foarte puțin din luna care urmează, se pot face înscrieri la Școala Populară de Artă pentru studiu normal. Pentru că de anul trecut se poate, deci cei care doresc pot să opteze și pentru această variantă, sunt cursuri de inițiere, care durează o lună, sau două, sau trei, depinde de cât își doresc cei care vin să studieze un instrument sau, de ce nu, cantă, muzică ușoară, muzică populară. Este 10 lei ședința și au posibilitatea să facă 4 ședințe pe lună. Da, asta e ceva nou. Da, asta e ceva nou. Este un curs de inițiere, așa l-am numit noi, pentru cei care vor să vină să vadă
să pentru se început, testeze exact, dacă merită să se apuce de școală, adică să vadă dacă au abilități, nu? Sigur, sigur. Practic fac o testare, văd dacă se potrivesc pentru ceea ce cred ei că se potrivesc, după care se pot și înscrie, se pot înscrie la sigur. Școală dacă se, vor. Se pot dacă înscrie nu, acum, în perioada asta, dacă se întâmplă cumva să vină la cursurile acestea de inițiere, pentru că e posibil să vină în decembrie sau în martie, de exemplu, anul. Anul exact. Fac o lună, două și așteaptă următorul an școlar pentru a se înscrie. La noi la școală prețurile au rămas la fel ca anul trecut, cât? Deci n-au crescut taxele. Diferă de fiecare disciplină. Să zicem, da, vom la da cantul câteva, popular, care vom e da cel câteva mai căutat, exemple. Da, cantul muzică chiar e cel mai căutat, vă pot garanta lucrul acesta. Prețul este de 500 de lei pe an. Pe an, plătibil în 3 rate. Jumătate din preț la înscriere și alte două rate care sunt stabilite printr-un contract de studii pe care îl încheiem noi, cei de la Școala Populară, cu cei care vin să studieze la noi și se stipulează foarte clar în contract acolo perioada în care trebuie plătită a doua tranșe, perioada în care trebuie plătită a treia tranșe. Deci am spus la muzică, la cantul muzică populară, care este, repet, cea mai căutată dintre secții. La vioară? La vioară este 400 de lei, orgă, pentru că și acolo este coadă. Da, bătălie mare, 450 de lei, deci prețurile pe aici, se învârt pe aici, la pictură 250 de lei. Deci, iar la tradiții 0 lei. La tradiții 0 lei, dar să știți că e o mare problemă. Anul ăsta chiar m-am bucurat pentru că chiar astăzi am văzut doi noi elevi la țambal, la meșteșugurile populare. Și la să spunem țambal, că și la țambal e gratuit? La țambal e gratuit. Atenție, vreți țambal, nu vă costă nimic. Corect. La contrabas pentru este gratuit. La fel, pentru că sunt instrumente pe cale de dispariție. Deci, și chiar așa este. Să precizăm și pe burtieră. Cei care doresc să se înscrie la cursuri pentru țambal, contrabas sau, de ce nu, meșteșuguri populare, pentru că și acolo este scutită. Și meșteșuguri populare, taxa este zero. Nu se percepe taxa. Da, trebuie să scriem și pe burtieră ca să rămână și să vadă și persoanele hipoacuzice. E important. Și de altfel trebuie spus pentru cine nu știe că Școala Populară este în subordinea Consiliului Județean Gorj și sigur, că o parte din bugetul Școlii Populare este asigurat de Consiliul sigur Județean Gorj. Da. În felul acesta, Consiliul Județean Gorj susținând practic păstrarea tradițiilor, pentru că iată cursurile pentru pentru aceste meșteșuguri tradiționale, cum e cioplit un lemn, cum e țesutul, cum e cusutul, cum e olăritul, de sigur, exemplu, sigur. Nu costă nimic. De ce? Ca să încurajeze tinerii să încerce să păstreze aceste... Și să ducă mai departe, până la urmă, acest meșteșug care, meșteșuguri, din păcate, sunt vorbeam, pe care de vorbeam de toate. Țambal. Păi cred că 2 sau 3 ani de zile am avut 2 elevi, dacă am avut la țambal. În contextul în care este gratuit cursul, repet. Și nici profesor n-ați găsit, ați găsit tocmai la Petroșani. Da, 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 l-am adus pe Cristi Fieraru, nostru, pe care îl salutăm. Cristi Fieraru, sigur, l-am adus de la Petroșani, pentru că, iată, și aici e o problemă și trebuie vorbit și trebuie discutat și trebuie spus oamenilor, cred eu, pentru că e important. Fiecare acum dă buzna, ca să zic așa, să învețe la orgă un instrument care nu este tradițional. Păi nu e dacă te duci la nuntă, dacă te duci cu țambalul. Păi da, dar cred că ești mai e câștigat. Mai greu. Da, dacă e mai greu, într-adevăr. Asta cred că e greu, am încercat scump, să-mi dau o explicație. Și omul ăla care de la nuntă zice, lasă băi, vină cu orga, ce da, cu da. Un exemplu concret. La ora asta, în Gorj, avem gorjeni. Doi țambaliști. Este Cristi, care a venit aici de la Petroșani, da? Și mai este Fabian Andreescu, dar care cântă pe la București, prin străinătate, care deci el nu prea stă pe la noi, pe la Târgu Jiu. Bun, iată, n-a mai venit nimic din urmă și credeți-mă, un artist care cântă la țambal este foarte căutat. Deci, cu siguranță, cel și care cântă... Și e foarte căutat, de ce nu vor să ce, nu, asta nu pot să-mi explic și eu. Cred că e greu să te primi cu țambalul. Nu, dar sincer. Cred că este și destul de greu, dar
Nu cred că e imposibil de a învăța. Da, e și greu de să-ți faci un țambal. Da, e, și e, la fel, e la fel de adevărat. Noi punem la dispoziție elevilor noștri pentru cursuri, dar să știți că soluții sunt. Există țambalul acela de gât, da, care se poate procura mult mai ușor și nu costă nici așa de mult. Adică dacă vrei cu adevărat să faci lucrul ăsta... Dacă vrei cu adevărat, trebuie să existe cerere pe piață, pentru da, că dacă te duci și spui la o nuntă, vin cu țambal de gât, zice, ești nebun la ca prietene. Da, cumva e, da, cumva e folosit doar în cadrul tarafurilor tradiționale. Tarafuri. Iar taraful nu își permite oricine pentru că sunt scumpe. Și asta e la depinde de ce taraful. Acei oameni, din punctul meu de vedere, acei oameni care cântă cum se cânta adevărat, deci tarafurile tradiționale în adevăratul sens al cuvântului, de la Pârâu de Pripor, de la Peștișani, de familia la Pițigoi, de la Peștișani, scuze, de la Cărbunești, familia Pițigoi, da? De la Tismana, Cătăroiu, Cristi da, Geagu Cătăroiu, deci urmași există. ai lăutarilor adevărați ai noștri, există și nu sunt deloc scumpe, să știți, deloc scumpe nu sunt aceste tarafuri. Vă spun lucrul ăsta pentru că colaborez și iată, nu mai târziu aveți de... Aveți de altfel o colaborare cu toate tarafurile? Nu mai avem nu de... Mai nu mai avem de, cred că de... De 2 ani de când am filmat noi? De 3 ani, cred. Deci da, atunci de când i-am filmat noi da, la ziua școlii, da, care a fost ultima da, cred că da, apariție, din păcate, dar mai colaborăm. Vom vorbi puțin mai târziu de festivalul toamnei, care o să se întâmple duminică la noi la Târgu Jiu și în care suntem implicați direct alături de Primăria Municipiului Târgu Jiu, care sunt organizatorii principali. Și acolo vor fi prezente două tarafuri tradiționale cu care colaborăm. Din păcate, ele la ora asta nu mai sunt pe lângă Școala Populară. Cine știe, poate în viitor vom reuși să le readucem, pentru că vă dădeam exemplu, nu mai târziu de luna septembrie, sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie, am fost cu un taraf de la Pârâu de Pripor, unde l-am alăturat, ca să zic așa, pe Cristi Geagu Cătăroiu de la Tismana, la Festivalul Național de Tarafuri și Fanfare, de la, care s-a desfășurat anul acesta la Muzeul Satului de la Sibiu, unde am fost iar primiți. Iar anul trecut la Muzeul Curtișoara. Da, am venit cu festivalul aici și în viitor... Pe care mai l-am filmat. Și în viitor mai avem astfel de inițiative și sper să le și realizăm. Iată, oamenii ăștia, nu spun numai târziu de luna trecută, de sfârșitul lunii trecute, am fost pe 27, cred, la București, la invitația Muzeului Național al Țăranului Român, deci una dintre cele mai prestigioase instituții de cultură din țara noastră, în ultima zi din cadrul zilelor Muzeului Țăranului Român, o zi dedicată sensibilizării opiniei publice și sensibilizării iubitorilor muzeului cu privire la subscripția publică pentru cumințenia pământului. Cei de la muzeu au gândit că cel mai bine pentru a sensibiliza și pentru a împinge oamenii cumva și a le sugera să doneze pentru achiziția cumințeniei pământului este să aducă un taraf adevărat din Gorj, de la Brâncuș, alături de o expoziție cu obiecte vechi pe care Muzeul Țăranului Român le are în patrimoniul propriu. Deci iată, numai în ultimele două luni, să zicem așa, tarafurile adevărate, repet, din Gorj au fost prezente la evenimente de mare ținută din țara noastră. Din păcate, la noi aici nu prea mai sunt așa de solicitate. Mie lucrul ăsta nu prea îmi place, dar să sperăm că în viitor vom reveni și la tarafurile noastre, pentru că sunt foarte, foarte valoroase. Într-adevăr, și e păcat că nu au solicitări, pentru că ăsta e motivul pentru care nu mai vin copiii la țambal, pentru care nu mai vin copiii la contrabas, da? E adevărat că sunt și niște instrumente mari, greu de transportat, scumpe. Dar sunt ale noastre și sunt așa de frumoase. Sunt ale noastre, dacă nu există cerere de unde ofertă, firea să fie, că viața asta este, se învârte în jurul banilor, din păcate. Din păcate, da. Sincer, eu cred că mulți și-ar dori să aibă la nuntă un taraf în loc de o orgă și o da, vioară. Repet, da, credeți-mă, nu este mult mai scump. Credeți-mă. Ia. Pot să fac și un pariu cu dumneavoastră că un taraf de la Pârâu de Pripor sau de la Cărbunești sau de oriunde, un taraf, repet,
Nu ia mulți adevărat, bani. Ia mult mai puțin decât orice formație de nunți la ora asta din, din Târgu Jiu. Eu pot să fac pariul asta cu dumneavoastră. Fără să știu prețul fiecarei formații de nunți de la noi din zonă. Da, da, dacă îi punem seara să cânte manele și, nu cântă. Și ușoară. Nu cântă. Păi asta nu o fac. Asta nu o fac. Poate că ăsta e motivul pentru care... Asta nu o fac, da, sigur. Da, eu sper ca în viitor, pentru că semnele sunt bune, repet, peste tot unde mergem cu aceste tarafuri sunt primite extraordinar. Păi, vă dau exemplu, într-adevăr, m-am simțit foarte bine, am fost și eu cu ei la Muzeul Țăranului, la București, au fost și foarte mulți gorjeni, târgujeni, care au venit să simtă muzica asta noastră de aici, repet, așa cum gorjeni se cânta, din București. Da, gorjeni din București. Și au fost o nebunie, au fost primiți atât de bine oamenii ăștia, cred că au avut vreo 7-8 piese la bis. Da. Ceea ce e pentru un taraf, repet, da. După un spectacol de o oră și 20 de minute, să mai ai 8 piese la bis, asta înseamnă că ai făcut o figură foarte, foarte bună. Este exact același taraf, dacă vreți, care undeva prin 2010, cred, mergea împreună cu Școala Populară și cu Muzeul Țăranului Român la Viena, la Forumul România, organizat de Universitatea de Muzică din Viena, una dintre cele mai prestigioase instituții de gen din lume. Au susținut Ziua României, taraful Gorjului de la noi, și au fost aplaudați în picioare 45 de minute de cei mai mari experți ai Universității de la Viena. Lucrul acesta mi l-a spus tata, eu n-am fost acolo prezent, dar cred pe cuvânt, și unul din, mă rog, decanii Universității, după ce s-a terminat concertul, a luat cuvântul și a spus că nu a mai ascultat de foarte mult timp muzică atât de curată și atât de valoroasă cum a ascultat-o pe cea cântată de lăutarii noștri. Iată... Și pentru că tot vorbeai de tatăl tău, să spunem, este vorba de domnul Viorel Gârbaciu, fost director al Școlii Populare de Artă, pe care îl salutăm și care a avut inițiativa de a aduce tarafurile. Da, el a fost inițiatorul unui program, mă rog, la fel, lucrurile se fac împreună cu oameni și cu oameni frumoși, inițiatorul unui program de reabilitare a muzicii tradiționale gorjenești, început în anul 2006-2007, împreună cu, iată, doi monștri sacri, maestru Grigore Leșe și doamna Speranța Rădulescu, principal cercetător în cadrul Muzeului Țăranului Român, profesor universitar la Conservatorul din București, deci o somitate în domeniu. Alături de acești doi oameni a pornit un program de reabilitare a muzicii tradiționale și așa s-au înființat la noi, la Gorj, cred că vreo 13 tarafuri, care și acum mai funcționează. Pe care le-am întâlnit o parte dintre ele la Bulboș, unde... Sigur, sau la Cărbunești, la festivalul lăutarilor, Gena, da? Bârsan, da? Gena Bârsan, sigur. Și cred că sunt benefice aceste evenimente și ar trebui să mai crească, pentru că, exact cum spunea și noastră, din păcate ne lovim de bani, asta e lumea în care trăim, și oamenii acestea nu prea mai sunt chemați la nunți, nu prea mai au evenimente și încet, încet vor abandona probabil și muzica asta, pentru că nu o să le mai aducă niciun venit. Corect, e păcat că e o tradiție, din păcate, iată, pe cale de dispariție, și ne referim, pentru că din tarafuri s-au păstrat vioara, da? S-au păstrat uneori și chitara mai puțin. Da, corect. Vorbim strict de formațiile care cântă acum la nunți, da. Care au păstrat o parte cred din că instrumente. Cred că doar vioara, taraful tradițional în componență vioară, braci, vorbesc braciu de gorj. Braciu fiind... Viola. Viola sau acea vioară un pic mai mare, da, ca să înceapă... Da. Așa. Care are fluierul, alt sunet decât vioara. Fluierul. Da. Foarte interesant. Fluierul este... La începuturi acolo, la începuturile special tarafului, în zona de munte. Fluierul, chitara, da? Și basul nu este instrument specific al tarafurilor tradiționale. El a apărut din Gorj. Puțin mai târziu, da, a apărut. Dar strict instrumentele tradiționale din Gorj, vi le-am spus. Vioară, braci, fluier, chitară și contrabas. Astea sunt instrumentele tradiționale ale tarafurilor. Dar la contrabas aveți elevi? La contrabas tot așa, foarte puțin.
Și cu ocazia asta poate ne ascultă și mai ales eu m-aș adresa în mod direct muzicanților de la Părâu de Pripor, care sunt renumiți. La noi e o poveste frumoasă acolo la Părâu de Pripor. Eu m-am bucurat și lucrarea mea de licență la Facultatea de Sociologie pe care am terminat-o la București a fost dedicată lor, comunității de lăutari din Părâu de Pripor. Și eu am făcut un reportaj E o foarte poveste frumos foarte acolo. frumoasă pentru că Mie place aia cu banda locutare scrisă pe da, casă. pe casă, Deci da, așa se făcea reclamă cândva, dragii mei, adică sigur. nu Nu făcea era reclamă, Facebook, nu formația cu era, tare vă așteaptă în fiecare seară la localul cu tare ca să-l... Ci pur și simplu te duceai prin sat pe la Părâu de Pripor și te uitai, ia să vedem, bă, uite aici e cine stă banda aici? Da. locutare. A, acolo e banda locutare, să vedem pe care o alegem. Corect, Îi foarte frumos. știau, îi știau, deci efectiv scrie pe casă cu mortar acolo, banda lui... Argint, de exemplu. Domnul Argint e de Da, acolo. da, da. Nu? Argint e tarafu, argint, Da, nu știu. Neavică argint. Vic Argint, Neavică așa. Să argint, da. trăiască domnul Vic. Da, Că da. spune că ne urmărește. Da, Nu mai da. vorbesc de domnul Cătăroiu, care mi-e drag de toți mi-e drag, dar de dânsul îmi place cântecul ăla. Cum e, frate? Da, bărbatul meu nu este mort. Da. Îmi spune Gică prin și cogine. Deci, Da, da, e, și interpretează de te rupe. Cristi are și un Îl talent, salutăm și un pe talent domnul așa, Cătăroiu. așa aparte. Și un băț Îmi așa. spuneau, da, îmi spuneau toți specialiștii, nu îmi permit să-mi dau cu părerea aici, pentru că e locul lor și e bine ca cei care se pricep cu adevărat să spună ce e de spus. Și îmi spunea și domnul Leșe și doamna Speranța Rădulescu, doamne, Cristi Cătărui are ceva ce nu găsești la foarte mulți lăutari. El nu scântă un cântec de două ori la fel. Dar de ce? Pentru că tot timpul improvizează, tot timpul Creează. găsește ceva care să te ungă acolo la durerea pe care o ai tu. Și lucrul ăsta e, din câte am înțeles de la acești doi mari specialiști ai noștri, e un lucru extraordinar E pentru un adevărata muzicant. creație populară. Aceea care se face pe loc de multe ori și mulți dintre lăutarii noștri vechi făceau cântecul pe loc pe măsura omului, cum ar veni. Da. Și lucrul ăsta nu e foarte, foarte Ușor. întâlnit, sigur. Sau foarte întâlnit, Și da. cu atât mai mult este apreciat Cristi, care, într-adevăr, peste tot pe unde merge, ridică sălile în picioare și își pune acolo amprenta lui, care se transmite cumva de la tatălui, dar mai mult, a spune eu, de la bunicului, care, știm bine, a colaborat. E impropriu spus a colaborat, ci a fost căutat de maestru Tudor Gheorghe, de exemplu, care are foarte multe piese culese de la Petre Geagu Cătăroiu de la Tisman. Tatăl lui Bunicul. bunicul. Bunicul lui Cristi. Și pe tatăl cum îl Mărie, chema? Geagu Cătăroiu. Geau. Deci, Mărie, Mărie, este piesă culeasă de la Petre Geagu Cătăroiu. Ia uzi. Da. Și multe, multe altele. E o poveste frumoasă care, din păcate, nu prea se spune despre acești oameni și poate de asta nu sunt nici așa Căutați. căutați, nici așa scoși în față. Din păcate. Da. Bun, ce alte cursuri mai aveți? Bun, păi da, am început cu canto și avem canto muzică populară, canto muzică ușoară, canto muzică clasică. Păi avem instrumentele de la clasa uriașă, De spune, pentru vioară că nu, sau de nai. de nai, mă refer Ne-a la omorât Neafănică naiul Popescu, să trăiască Neafănică. domnului Deci a umplut gorjul de naiști, fratele Fănică meu. Popescu, Ștefan Și Popescu fluieraș, da. și Fluieraș, sigur. Exact asta vreau să spun, care nu sunt doar aici la sediul nostru, ci sunt și în mai Grupul de toate fluieraș de la, grupul de naiști de la. mai toate secțiile externe din județ pe care cumva domnul Popescu le dirigează așa, pentru că n-are timp dumnealui să meargă la fiecare. N-are nimic, Dar dar pune acolo niște oameni de pune un încredere. fost elev de cele mai multe ori care a studiat Și e bun. și e bun, sigur, și i-a transmis, pentru că nu cred că este suficient să înveți să cânți la un instrument
pentru ca mai apoi să dai mai departe ce ai învățat tu, ci să ai și o chemare, un har, ceva al tău. Și se întâmplă cu, avem și sigur colaborați și dumneavoastră și știți, Daniel Șosoi, de exemplu, este instructor și a fost elev de când era, știu de când vorba aia, avea 10 ani, era la noi la școală. Răzvan Popescu, iată, care iar este un, deja începe, e student la conservator, e un tânăr care începe încet, încet să-și facă loc în lumea asta, acolo, unde, în Liga cea Mare, da, cum da, spun da. Eu. Da, deci avem canto, avem instrumente, de la nai, fluier, la chitară. Anul acesta avem și percuție, tobe, deci cine vrea să vină să învețe la tobe, îl așteptăm la sediul nostru de la Teatrul la de Vară. La tobe pentru ce? Pentru muzică de care? Pentru muzică ușoară, muzică ușoară. Rock, muzică... Da, era... Dar la vuvă s-a înscris careva, că vreau să mă înscriu din eu. Din păcate... Noi vrem să facem o imprimare cu o piesă pentru o anumită localitate din Gorj, o să spunem pe viitor care este ideea. Și avem nevoie și am găsit interpretul care are o vuva lui Ion Diaconescu chiar la Licurici, la festivalul la care a participat și Școala Populară ca de obicei și pe care l-a și organizat până la urmă. Alături de primărie și a fost interpretul respectiv cu vuva lui Ion Diaconescu și am văzut și eu cum se cântă pe bune, că am mai văzut o vuvă la cineva, dar abia știa să dea de două ori cu degetul pe ea. Omul asta vreau, chiar a cântat. Asta vreau să spun, eu nu știam de existența domniei sale și mă bucur că există, dar în afară de dâns eu nu prea mai știu, după dispariția domniei Diaconescu, nu mai știu pe altcineva. Păi nu știu dacă mai există. Uh-huh, da. Uh-huh, uh-huh. Avem un proiect interesant. Dar e bine și vom imprima. De acum vuva, de acum un instrument care nu se mai știe. De acum acceptați chiar felicitările mele pentru că iată scoateți în lumină și astfel de lucruri care sunt atât de valoroase și atât ne scot atât de bine în evidență trăsăturile specifice ale noastre, ale gorjenilor. Și e păcat să le pierdem pentru că sunt niște lucruri extraordinare și care deci a fost a treia ediție a festivalului Ion Diaconescu anul acesta și de la prima ediție eu l-am întrebat pe domnul primar. Păi bine, domnul primar, iete pe Ion Diaconescu acolo în poză, da? Și vuva, și un interpret la vuva avem? N-avem, dacă căutăm. Anul al doilea, domnul primar, cu vuvarul, n-am reușit, doamnă. Și anul ăsta, marea veste și frumoasa veste, doamnă, avem și vuvar de data asta și cu vuva lui Ion Diaconescu. Mulți dintre dumneavoastră, dragi spectatori, mulți, foarte mulți, sunt sigură că nu știți ce este vuva. Este un instrument, așa seamănă cu o sită de mălai, da? O sită de cernut, doar că pe în loc de sită propriu-zisă are o piele de nu știu ce, capră, oaie, da, ce-o fi, da? Da? Ei, și acea piele foarte bine întinsă, ca un fel de tobă, dar are piele doar pe o parte, nu pe amândouă, da? Da. Sau ca o tamburină, să mai zicem, degrabă, dar fără acele discuri metalice care se folosesc pentru zgomot. Zdrângănele. Acele zdrângănele și efectiv cu degetul se face un acompaniament extraordinar sau se bate... sau se râcâie cum ar veni cu degetul și dă un zgomot cum făcea buhaiul, frate, cam așa ceva. Da, deci e foarte fain. Vom foarte imprima fain. Așa ceva, o să vă placă. Eu chiar am fost la Școala Populară și am vorbit cu domnul director Alexandru Bratu exact despre asta, zic unde găsim un vuvar. Era înainte de festivalul Ion Diaconescu și nu știam că deja a fost găsit și că va fi acolo la festival. Și zice, nu știu dacă uităm. Și l-a sunat dumnealui pe domnul Ștefan Popescu, zice, am o vuvă în birou. Uh-huh. Deci, iată că încă mai există una. Ea există, dar important este să existe și cel care cântă. Cel care aia, cântă da. Și cel și ar merita să faceți o secție și de vuvă. Da, ar fi o... Nu? Ar fi o idee, sigur, sigur. Mai ales că, dacă nu știți, dragii mei, și mulți dintre dumneavoastră nu știți, am citit monografia comunei Zăicoi, fostă Zăicoi, componentă a comunei Dănciulești din ziua de astăzi și acolo scria că cantul vuvarului se spunea, mergea la nuntă nechemat, adică se ducea la toate nunțile din sat, nu-l invita nimeni
și nu-l plăteau nuntașii, nu-l plăteau mirii. Îl plăteau nuntașii. Îl plăteau nuntașii pentru că formația sau taraful mergea înainte și cânta la fiecare la ureche, că nu exista stație ca să cânte de pe scenă la toată nunta. Ce povești frumoase, apropo de lucrul ăsta. Fiecare dintre nuntași putea să ceară ce vrea să îi se cânte, că îi se cânta o singură dată la toată nunta. Sigur. În rest n-auzea. Sigur, sigur, așa. Se plimbau așa. Se plimbau lăutare, zici că să-mi cânti la ureche. Aia înseamnă să cânti la ureche. O lua pe la fiecare nuntaș, cânta și mergea formația plătită de miri în față și vuvarul după ei. Ce făcea vuvarul? Compunea piese, poate pe loc, sau le făcea dinainte, că îl cunoștea pe cutare și știa cam ce metehne are și îi făcea o piesă care să îi se potrivească și nevestele și se supărau că oamenii plăteau vuvarul ca să le spună ce nebunii făceau ei uneori. Nevestele se supărau, bărbații se înfoiau în pene și vuvarul întotdeauna, când vuvarul pleca fericit și cu bani. Corect. Și mergea la toate nunțile. Ăsta a fost motivul pentru care am zis vreau o piesă cu un vuvar și o să avem, dragii mei. Și bine faceți. Mulțumim. De altfel, noi avem un frumos proiect de colaborare și cu Școala Populară, dar și cu Muzeul Județean Gorj, prin care tot ceea ce înseamnă și inclusiv pentru Școala Populară am înregistrat atunci tarafurile și bine am făcut, pentru că, iată, ele nu există, mai sunt acum pe lângă există, Școala Populară, dar le aveți în arhivă. Sigur, le avem în arhivă. Da? Și pentru Arhiva Muzeului Județean, întotdeauna când avem materiale care sunt legate de patrimoniu imaterial, care asta înseamnă, ce înseamnă patrimoniu imaterial, dragii mei, înseamnă poezie populară, cântec popular, adică ceea ce nu există, nu pui mâna pe el. Da? Așa? Și astea trebuie păstrate numai prin imprimare. Și nu se preocupă nimeni în Gorjul ăsta de așa ceva. Da. Iar noi am, hotărât noi am să scos facem. Și cred că ați intrat și dumneavoastră, da, în posesia albumelor. Lăutarilor. Da, am avut, cred că, vreo 5 sau 6 serii de discuri și dublu, două dublu album, un dublu album și 5 discuri scoase, multe dintre ele în străinătate. De exemplu, un taraf din Gorj undeva prin 2009, cred, mergea la Geneva într-un concert și în momentul când era vorba de Rela Ciulei, da, Coștiți, de la Brădiceni, da, de Magdalena Cidoiu, Mărgărina Cidoiu din Părâul de Pribor, care au mers, și mă rog, de ceilalți care le acompaniau pe aceste distinse doamne, au mers la Geneva, au susținut un concert, era stabilit să stea 3 zile la Geneva. O zi ajungeau, a doua zi concertul, a treia zi se întorceau. După ce au văzut concertul lor, cei de la Universitatea de Muzică din Geneva i-au mai oprit 10 zile și în 10 zile au imprimat un album. Iau, ce frumos! Pe banii lor, pe cheltuiala lor. Vă dați seama, am scos dublu album, acel dublu album cu Muzeul Țăranului Român, care s-a terminat, din păcate, și cred că a fost unul dintre cele mai bune materiale de promovare ale județului nostru, pentru că acolo pe acel album se găseau toate melodiile care ne reprezintă cu adevărat pe noi gorjenii și cântate așa cum trebuie. Era un dublu album pe care apăreau printre alții Alită Pițigoi, care iată, nu mai este printre noi din păcate, dar apăreau și cei de la Părâul de Pripor, apăreau și cei de la Logrești. Deci toți lăutarii Gorjului, nu mai este acel album, însă suntem în ceva discuție și în ceva tatonări și cu reprezentanții primăriei Târgu Jiu și cu reprezentanții Consiliului Județean Gorj, care sunt deschiși și discutăm. Există posibilitatea, am vorbit cu prietenii noștri de la Muzeul Țăranului Român și avem posibilitatea să mai reedităm acel album, pentru că a fost, pe lângă faptul că era un material foarte bun de a promova zona noastră, era un material foarte bun pe care să îl dai fiecărui oficial care venea la Gorj. Deci au mers acele CD-uri ca pâinea caldă, s-au dat ca pâinea caldă și au fost apreciate la adevăratul lor cel, ca să zic așa, ceea de a transmite pe mai departe muzica adevărată, muzica tradițională.
Da, de altfel și noi mult timp după ce a avut loc acel spectacol al tarafurilor la Școala Populară acum 2 ani, s-a cântat live, am înregistrat și am difuzat mult timp și avem în continuare fiecare piesă în parte și chiar domnii din Taraf și doamnele din Taraf și-au dat acordul să-i putem difuza de nenumărate Cum ori, să nu-și fără dea? Vă nicio dați seama problemă că e și de și câte ori ne pentru ei întâlnim pe o la, și pe bucurie. la Godinești și pe la, așa, la festivaluri, ce ne bucurăm că ne mai dați și pe noi. Exact ce spuneam, nu? Și Da. sunt convinsă că și telespectatorii se bucură Cu că pentru ei o siguranță, facem cu până la urmă. siguranță, cu siguranță. Și pentru că tot vorbeam de spectacole și festivaluri, trebuie să felicit echipa Școlii Populare de Artă că în timp ce alți profesori sunt în vacanță vara, Școala Populară de Artă organizează împreună cu primăriile multe festivaluri la Majoritatea, care aș putea spune, majoritatea da. festivalurilor din Gorj pentru copii și tineri care oferă o scenă de lansare tuturor copiilor, este participare gratuită. Da, se Chiar dau sunt și premiați cu premii în bani corect, ca să fie stimulați să corect. participe. Echipele de dansuri foarte multe și frumoase, pregătite, deci nu numai pregătite de școală sau și de alte instituții de cultură, dar care participă la aceste festivaluri extraordinare și la care îi vezi atât de, mai ales că au loc întotdeauna în ziua bâlciului localității. Da, în Deci zilele e și comunei bâlciul, e și respective, da. festivalul, sunt și zilele comune și toată lumea luminată vine acolo și de peste hotare, cei care sunt plecați vin în ziua aia ca să fie acasă de bâlci. Da. Și au ocazia atunci să vadă pe scenă pe copiilor, până la urmă, Da, eu zic evoluând că alături de școala populară, de profesorii școlii populare. e benefic. Exact cum spunea și dumneavoastră, da, așa se întâmplă vara. Este, vorbeam acum de În vacanță munciți. vorbeam de cea mai aglomerată perioadă acum, ținând cont că sunt foarte multe înscrieri, sunt foarte mulți oameni care vin să ceară informații, sunt foarte mulți profesori implicați pentru că fiecare elev care vine să se înscrie trebuie un pic testat. Să vedem dacă are ureche muzicală, dacă are ritm, dacă are, mă rog, pentru a putea să continue anii de studiu, pentru că sunt ani, sunt 5 ani, 6 ani, depinde de disciplina pe care o urmează și atunci trebuie văzut dacă copilul acela are șansa să facă ceva. Nu așa, hai să intre toată lumea, că nu e normal, în primul rând, pentru copii, pentru părinți, să cheltuiască un ban dacă copilul lui chiar nu are deloc talent. Adică e mult mai onest și mult mai normal, mi se pare, și mie și colegilor mei, să fie o testare. Nu vă gândiți că acum Sau poate este. constată că e bun în altă Da, zonă, corect. Nu vă gândiți că acum pentru este altă este clasă. o Tu ai testare. voce de ușoară, frate. Da, Du-te la corect, ușoară, corect. tu ai Nu vă voce de gândiți folk. că e o testare din asta, Examen. așa, da, sânge, ieși Nu. afară, doi, stai la loc. Nu, 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 nu. Sau dacă Suntem. insistă, zice, n-am ureche muzicală, dar îmi place, vin Da, și mă înscriu și. nu e, nu Dacă e, insistă, se scrie, nu nu-i e chiar așa problemă. la Dar o sânge. recomandare primește din partea profesorilor. Și asta spuneam, în afară de această perioadă, perioada noastră infernală pentru școala populară este E vara. vacanța. Da, când sunt toate festivalurile, Festivalurile aproape fiecare săptămână. da, aproape, chiar aproape în fiecare săptămână. Știi Sunt că și noi suntem multe, pe acolo. sunt multe, sigur, pentru a ne întâlnim la Cine le fiecare transmite, nu? evenimente. Cine le prezintă la Dar televizor? sunt multe care sunt și în aceea zi. Și în aceea săptămână, și Cunoaștem. în... deci e o nebunie totală. Trebuie împărțit ansamblu în două părți. E, da, până la urmă Juriu. le ducem așa cum trebuie, și cred că e foarte important că se întâmplă Corect. lucrul ăsta. Spuneați noastră mai devreme, pentru copii, dar și pentru părinți, pentru că văd că efortul, pentru că e un efort pentru fiecare. Vedem și noi cu toți în ce lume trăim și nu e așa de ușor. Pe lângă toate cheltuielile curente, să mai plătești și pentru copilul tău să studieze la un instrument sau la cant o muzică populară. În fiecare an o sumă de bani. Nu e ușor și înțelegem lucrul acesta, dar cred că Plus că e vorba și de deplasarea până sigur, la sigur, fi, noi avem foarte la... mulți Sunt elevi. secțiile externe, dar Da, dar nici alea nu foarte. sunt în fiecare Nu sunt localitate. în fiecare localitate odată și sunt foarte mulți elevi care vin să facă cant o muzică populară, de exemplu, la sediu, cu profesorii de la sediu care sunt deja cu notorietate, care au premii importante obținute la nivel național, care au un renume și așa mai departe. Și este într-adevăr un cost, este o,
un efort din partea părinților, dar când își văd copiii pe o scenă cu un ansamblu în spate, care contează, e un lucru foarte important. Foarte mare. E un lucru foarte important. Una este să vină copilul, până la urmă, asta a fost și ideea principală de la care a plecat tatăl meu atunci când a înființat ansamblul Maria Lătărețu. Pentru a fi o rampă de lansare pentru elevii noștri, pentru elevii școlii populare. Pentru că una este ca un elev să facă niște cursuri, dar să rămână acolo, la acel nivel, și alta este ca un elev după un an, doi, pentru că nu îl scoți pe scenă. De cele mai multe ori nu se întâmplă să-l scoți în primul an, decât dacă e un... Au fost și astfel de exemple, decât dacă e un talent, exact, extraordinar. Născut, da. Dar din al doilea an ieși, cânti alături de un ansamblu și lucrul ăsta, repet, nu e puțin. Și nu numai asta, dar pe scenă, în fața publicului, cu emoțiile aferente, cu exact condițiile de spectacol. Păi sigur, când ai ansamblu în spate, e normal să ai și public. Una e să cânti în clasă cu domn profesor, despre care asta îl știi de 3 ani. Despre asta vorbeam. Și alta este să vezi publicul în față, ea și cântă, frate. Sigur. Și aia poate, dacă nu cânti bine sau o iei prin porumb, s-ar putea să și râdă. Și ăla este barometru, da, publicul corect. Este barometru. Dacă trebuie te aplaudă să existe, nu? Putere, înseamnă că îi meriți un premiu mare. E obligatoriu să existe un barometru, cum spuneați noastră. Și să se facă o diferențiere până la urmă. Exact, exact. Și mulți dintre elevii care au studiat la școala populară au mers mai departe la conservator și de la solo, au sărit gardul la sau instituția, la liceu de artă? Nu, la instituția vecină, mă refer la ansamblu artistic profesionist Doina Gorjului. Și iată, avem, eu vorbesc de exemple de acum, de curând, nu de din trecut. Avem Marian Medregoniu, care de la noi, de la școală, imediat a trecut la colegii și prietenii noștri de la Doina Gorjului. Olguța Berbec, la fel. Maria Beatrice Bândoiu. Iată, deja v-am dat trei nume care, nu știu dacă în 10 ani, mai puțin cred de 10 ani, trei interpreți deja cu nume, nu? Au plecat de la școala populară. Plus că aveți și pepiniera de dansatori. Avem pentru dansuri extraordinare, școala populară, da, pentru avem, Doina Gorjului, dansuri pe care noi da, le-am Doina, și filmat Doina și le-am Gorjului și Junior este Doina formația Gorjului noastră junior, de, formația... de dansuri populare, dar da. Avem și dansuri, că tot a venit vorba de dansuri și tot vorbeam de ce se poate studia la noi la școală, avem și altfel de dansuri, nu numai populare. Se face și breakdance, se face și balet, iată de anul acesta cu doamna Liliana Tăbuș. Fostă, asta e o veste foarte fostă frumoasă, balerină, a fost noi în emisiune, da, o știm foarte fostă bine. Fostă balerina Teatrului Oleg Danovski din Constanța. Din nu? Constanța. Felicitări că ați, da, ați prins-o pe da, doamna Tăbuș. Da, dânsa a mai fost, cred că acum vreo 4-5 ani, apoi am întrerupt colaborarea vreo 2 ani de zile și iată că se întoarce din nou la noi foarte la școală. Foarte bine, mă bucur să aud asta. De altfel avem pe doamna Camelia Costea, sau doamna Carmen Mărgulescu, care se ocupă de ceilalți copii care vin la dansuri moderne și care obțin premii importante la nivel național. Ne vin cu premii cam de peste tot de unde pleacă. Ca de altfel și cei de la canto și nu cei mai vorbim, de la nu mai vorbim instrumente. Pentru că la un moment dat știu că am fost la invitat, am fost împreună cu domnul director adjunct de atunci, domnul Ștefan Popescu, la Alba Iulia, la centrul Augustin Bena. Când au sărbătorit 65 de ani de existență, n-a fost un festival, dar acolo îmi spuneau, pentru că au venit de la mai toate școlile populare din țară, noi ajungem nici să nu vă mai invităm pe voi la festival, că plecați cu toate premiile. Deci, de altfel aveți și cei mai mulți elevi dintre toate școlile da, din suntem, țară, după câte știu. Da, suntem cea mai mare și cu siguranță și anul acesta, pentru că știu ritmul de înscrieri și e bine. Anul trecut, de exemplu, noi am avut undeva peste 2000 și vreo 100 de elevi, nu știu exact să vă spun numărul exact, 2100, externe, da, cu tot cu secțiile externe, iar ca să zic și o așa... Și parte dintre ei nu din Gorj. Sunt mulți care vin de la care fac naveta Baia de Aramă, la populară. De la Vâlcea, de la Dolj. Deci sunt foarte mulți, foarte mulți care vin să studieze la noi. Deși este și la Vâlcea școală populară, este și la Craiova școală populară, nu? Este și la Severin școală populară. Ei vin la Gorj. Ăsta e un lucru care poate decât să ne bucure, nu? Corect. Și mai să avem ne... un minut din emisiune, așa că trebuie să tragem concluzii, din păcate s-a terminat timpul. A trecut timpul, repede da? Timpul.
Păi bun, cred că cea mai importantă concluzie este să invităm din nou telespectatorii la spectacol, să reamintim subiectul cu care am început. Spectacolul aniversar, 30 de ani de carieră, maestru Laurel Blondea, mâine seară, miercuri 5 octombrie, de la ora 19, pe insulița de pe Jiu, la restaurantul Ana Events. Intrarea este gratuită, este liberă și acolo vor fi prezenți, nu mai dăm nume, dar mare cu siguranță că veți fi încântați de artiștii care vor veni în fața dumneavoastră și să fie alături de maestru Aurel Blondea. Mulțumim, dragi telespectatori, mulțumesc Iani pentru prezență, Iani Gârbaciu, consultant artistic la Școala Populară de Artă Târgu Jiu și unul dintre cei care au pus umărul la spectacolul care va avea loc mâine în cinstea domnului Aurel Blondea, care împlinește 30 de ani de activitate, îi urăm mulți înainte și dumneavoastră, dragi telespectatori, vă spun la revedere pentru o ediție viitoare. La revedere! La revedere!